Magistrații Curții de Apel București au aprobat solicitarea procurorului secției de urmărire penală din cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind arestarea preventivă pentru 30 de zile a judecătoarei de la Tribunalul Suceava. Ea se află în arestul Inspectoratului General de Poliție. Judecătoarea este cercetată de DIICOT pentru că ar fi comis o lungă listă de infracțiuni, între care luare de mită, complicitate la trafic de influență, consum de droguri, precum și punerea la dispoziție cu știință a unei locuințe pentru consumul ilicit de droguri. Anchetatorii susțin că judecătoarea le furniza informații unor traficanți de droguri despre anchetele de DIICOT, inclusiv despre percheziții. Vreme de 3 ani s-ar fi compromis astfel investigațiile de crimă organizată. Potrivit unor surse neoficiale, la un moment dat, unul dintre membrii grupării infracționale ar fi devenit iubitul magistratului. Judecătoarea este divorțată și are 3 copii, iar cea mai recentă declarație de avere arată că avea datorii la bănci. După arestarea judecătoarei, Direcția pentru Protecția Copilului Suceava s-a autosesizat pentru a vedea care este situația minorilor.